Salutare! Punem invertorul Ruris AS140MMA la treabă ca să construim o sobă rachetă pe care o să o folosim la foișor pentru a face ceai, pentru a găti. O să folosesc electrozi rutilici de 2,5. Mulțumesc pe această cale lui Petru, prietenul meu, care mi-a oferit materialul pentru această sobă și mi l-a tăiat la 45 de grade. Avem țeavă de 12x12, are 4 mm grosime. Baza 37. Focarul 74 de centimetri și tubul de alimentare 60.
Thank you.